Sărbătoarea de astăzi se situează într-o perfectă continuitate cu cea a Crăciunului și zic această continuitate la nivel de evenimente în toată plinătatea rânduielii prin care Domnul a trecut, supunându-se legii celei vechi în ceea ce privește nașterea unui prunc, dar zic mai ales această continuitate se vede la nivel de Duh. Pentru că dacă atitudinea indicată de imnograf la sărbătoarea Crăciunului era uimire în fața tainei pe care Dumnezeu o face cu omul, această uimire se vede și astăzi. Cum Dumnezeul cerului și al pământului vine pe pământ, se face om asemenea nouă și mai mult decât atât, respectă toate rânduierile omenești. Singurul lucru prin care se deosebește este lipsa păcatului în însăși firea sa omenească. În rest, în toată smerenia sa, urmează pas cu pas fiecare rânduială pe care o presupunea. Contextul religios și istoric deopotrivă în care El vine în această lume, în ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel, la plinirea vremii. Adică atunci când era momentul, atunci când lumea avea nevoie cel mai mult de venirea lui Dumnezeu în ea, de întâlnirea cu Dumnezeu, de vederea lui Dumnezeu, de simțirea unui Dumnezeu de aproape. Emanuel, așa cum am aflat la sărbătoarea Crăciunului, că este numele. Și astăzi, în mod deosebit, prin rânduiala aceea de la 8 zile, tăindu-se împrejur, primește numele în fața căruia tot genunchiul să se plece. Al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt. Așadar, intrăm și noi în această atmosferă de uimire în fața smereniei nemărginite a lui Dumnezeu prin ceea ce se întâmplă astăzi. Dar în același timp, dincolo de evenimentul istoric plasat într-o geografie concretă, într-un loc și într-o rânduială anume, specifică și cunoscută, sărbătoarea de astăzi ne invită și la o înțelegere aplicată, personală, în sensul unei participări depline sub chipul acelui astăzi pe care l-am auzit de nenumărate ori rostit în această perioadă. Nu e vorba doar de un eveniment care s-a întâmplat acum mai bine de 2000 de ani, ci este vorba de un eveniment care se întâmplă aici și acum, astăzi, în sensul accesibilității pe care Biserica ne-o dă ca noi înșine să fim contemporani și parte din ceea ce s-a întâmplat atunci în chip real și, zic, duhovnicesc și personal. Și pentru a face acest transfer dintr-o zonă a unui eveniment concret, ziceam, și cu dintr-un loc anume, în viața noastră personală, mă voi folosi de chiar sfârșitul Evangheliei pe care tocmai am ascultat-o la Sfânta Liturghie. Despre pruncul Iisus ni se spunea, de fapt, în două rânduri și acum mai ales în fragmentul final al Evangheliei, că creștea cu vârsta, cu înțelepciunea și cu harul. Și acesta este și tema asupra căreia aș vrea să meditez în această zi, zic încă o dată, aplicându-o la viața noastră personală. Pentru că sărbătoarea tăierii împrejur a Domnului se suprapune peste prima zi din noul an. Și ca în orice moment de genul acesta, avem această chemare și avem această șansă de a ne odihni și de a medita la viața noastră, privind cu un ochi retrospectiv, adică înspre anul pe care l-am încheiat, 2022, iar cu celălalt ochi, plin de
lumină și încrezător, privim înspre ceea ce ni se deschide acum, înspre anul 2023. Și în sensul acesta, mereu se vorbește în spațiile înconjurătoare, în spațiul înconjurător, despre bilanț. Nu? Vedeți, în orice zonă se face un soi de bilanț. Se face o anumită analiză a celor trecute, în așa fel încât să putem construi pe cele viitoare. Orice om bine, chiverdisit, și zic în viața socială acum, în sensul acesta imediat, face această analiză, în așa fel încât să știe, cu ghilimelele de rigoare, care a fost profitul în anul încheiat și pornind de la ceea ce s-a întâmplat atunci, care ar fi prevederile pentru anul care urmează. Iar această analiză, pe care eu aș numi-o în termenii noștri bisericești, judecată, și da, avem nevoie de judecată, aș descrie-o tocmai sub chipul acestei exprimări evanghelice a creșterii în vârstă, în înțelepciune și în har, așa cum se exprimă evanghelistul Luca. Pentru că, până la urmă, bilanțul presupune tocmai această realitate. Creștere. Creștere. Și Evanghelia ne indică trei tipuri sau trei zone în care putem să facem această analiză și să tragem niște concluzii vis-a-vis de creșterea noastră. Pentru că nu e așa, dacă e vorba de un bilanț și dacă e vorba de anumite prevederi, ne gândim și noi ce s-a întâmplat în viața noastră, ce s-a adăugat în viața noastră în tot acest răstimp pe care Dumnezeu ne l-a pus îndemână și pe care noi, din perspectiva astronomică, îl numim an, an calendaristic, de 365 de zile. Așadar, întrebarea se exprimă sub chipul acesta. Am crescut noi în anul pe care l-am încheiat? Iar dacă se întâmplă așa, sau dacă s-a întâmplat așa, cum am putea să creștem și mai mult în anul care urmează? Și acum mă voi referi la cele trei niveluri ridicate de Evanghelie. Creșterea cu vârsta. Cred că este zona cea mai vizibilă. Bineînțeles că atunci când mai trece un an, ne gândim că, din darul lui Dumnezeu, am mai avut această experiență de a ne exersa în cele la îndemână și zicem în cele bune pentru încă o perioadă de 365 de zile. Dar suntem și nostalgici și este și vizibil, mai ales când se adună un număr de ani, creșterea, este și vizibilă creșterea aceasta în vârstă. Și ziceam, este cea mai evidentă și este cea pe care o putem observa cu foarte mare ușurință în ceea ce ne privește pe noi, dar și în ceea ce îi privește pe cei din jurul nostru. Pentru că este o realitate biologică, nu-i așa? Se spune că a mai trecut un an din viața noastră. Vă mărturisesc că eu agrez mai degrabă lucrul următor, că s-a mai adăugat, expresia aceasta, că s-a mai adăugat un an vieții noastre. Pentru că, de fapt, când zicem că s-a mai dus un an din viața noastră, ar presupune că știm cam cât ar fi viața noastră. Cine poate să zică? Pentru unii înseamnă 20 de ani, pentru alții înseamnă 50, pentru alții 70 sau mai mult. De unde știm noi că s-a mai dus un an din viața noastră? Eu aș zice, în termenii cei mai optimiști, că s-a mai adăugat un an în viața noastră. Și dăm slavă lui Dumnezeu că s-a mai adăugat un an în viața noastră, pentru că nu toată lumea are această șansă ca să mai primească un an binecuvântat de Dumnezeu. Așadar, prima realitate imediată în această creștere, ziceam și vizibilă, este vârsta. Nu ne întristăm ca și când am mai îmbătrânit cu un an, ci mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că zic încă o dată, fiecare zi, fiecare lună și atunci fiecare an este un dar de la Dumnezeu pe care nu oricine îl primește la un moment dat. Și apoi mai spunem ceva, că viața noastră nu se măsoară neapărat numai în numărul mult, în numărul mare de ani, ci se măsoară mai ales în conținutul care vine deodată cu anii pe care Dumnezeu ni-i dă și ne adaugă vieții noastre. Și acum mergem în ordinea firească la cel de-al doilea nivel, indicat de Evanghelie, creșterea în înțelepciune. Nu este în mod obligatoriu sau nu vine de la sine deodată cu creșterea în vârstă și creșterea în înțelepciune. Așa s-ar crede și așa am putea bănui, nu? Că deodată cu vârsta
am crește și înțelepciune. Dar viața ne poate dovedi că nu tot timpul este așa. Ci dimpotrivă, s-ar putea să devenim chiar mai puțin înțelepți. Pentru că înțelepciunea se dovedește printr-un mod anume de viețuire și nu vine de la sine, zic încă o dată, deodată cu vârsta care ni se adaugă, deodată cu anii care ni se adaugă. Iar dacă vine vorba de înțelepciune, eu aș caracteriza-o sub două chipuri. Primul chip este, iarăși zic, destul de evident. Înțelepciunea sau prim nivel al înțelepciunii este, bineînțeles, inteligența și munca. Și zic mai ales în sensul acesta intelectual, că vine vorba și de tineri, de copii, dar nu numai. Pentru că nu există moment în viață în care să nu mai adăugăm ceva la cunoștințele noastre. Eu zic, Doamne ferește, să se sfârșească procesul acesta în care să mai adăugăm câte ceva la cunoștințele noastre. Și atunci ne este la îndemână studiul, lectura sau orice întâlnire cu cineva care poate să ne ofere informații despre viață, despre înțelesurile lumii, despre om și despre ceea ce însemnăm noi în general în lumea aceasta. Așadar, primul nivel, de altfel foarte important, este cel al achiziției intelectuale. Al achiziției intelectuale, zic obligatorii, pentru ca să existe un progres în viața noastră, înțeles în sensul acesta imediat. La această înțelegere a înțelepciunii, zic, mai adăugăm încă un alt moment, și anume îmbogățirea în experiență. Și această înțelegere, și acest moment este iarăși destul de la îndemână. Pentru că vrând nevrând, când treci printr-o situație sau alta, tragi niște învățături. Se spune că omul înțelept învață din experiențele celorlalți. Dar dacă nu suntem în stare, sau poate nici nu în modul complet, să învățăm din experiențele celorlalți, avem această șansă să învățăm din propriile noastre experiențe. Nu tot timpul experiențele noastre sunt ușoare. Uneori experiențele sunt grele și lasă urme. Dar indiferent cât ar fi de grele, sau poate mai ales atunci când sunt grele, se adaugă acest plus de experiență care se poate transforma în înțelepciune, în modul în care noi vedem viața. Și din experiențele noastre, care se adaugă, ziceam, cunoștințelor, pregătirii noastre intelectuale, se poate naște și se poate genera, și avem nădejdea aceasta că se și întâmplă lucrul acesta, se poate genera o altă viziune asupra lumii, sau hai să zicem, o noire a viziunii noastre asupra lumii, în ceea ce privește principiile noastre ierarhice, adică e foarte important să avem o ierarhie clară în viața noastră, pentru că, altminteri, timpul chiar poate să treacă fără să adăugăm ceva foarte consistent. Dacă nu avem o ierarhie foarte clară. Adică, ce prețuim pe locul întâi, ce prețuim pe locul al doilea, pe locul al treilea și așa mai departe. Pentru că, altminteri, s-ar putea să dăm importanță mare lucrurilor minore. Și când dăm importanță mare lucrurilor minore, atunci când tragi linia, nu rămâne prea mare după semnul legal. Nu rămâne prea mare lucru, nu rămâne ceva însemnat. Și atunci, de aici vine această frustrare a trecerii anilor. Pentru că nu am umplut conținutul lor cu lucruri serioase care trec, care nu trec, care rămân, care nu cad niciodată. Și în sensul acesta am zis de ierarhie. Și tot pe linia aceasta, înțelepciunea care ne vine din experiență, ne conduce înspre o esențializare. Deci nu doar o ierarhie în sensul acesta, ci o esențializare în sensul acesta să ne gândim ca și când am filtrat niște lucruri și am vedea ce rămâne. Nu e greu să ne dăm seama ceea ce rămâne. Doar că e greu să ne hotărâm în direcția aceea. Ne spune Sfântul Apostol Pavel și cu siguranță, când ne desfășurăm viața în această paradigmă, avem maximul de câștigat. Ne spune Sfântul Apostol Pavel, în prima sa epistolă către Corinteni, că ceea ce rămâne este dragostea, care nu cade niciodată. Ceea ce facem noi și se încadrează, ziceam, în acest context, în această lucrare a dragostei, ne dă cele mai înalte trăiri, dar în același timp ne dă conținut vieții, conținut timpului pe care noi îl trăim. Și dacă timpul se măsoară în această manifestare, de ce nu, continuă a dragostei,
atunci avem această senzație care, de fapt, exprimă adevărul că viața noastră nu trece în zadar și că în momentul în care tragem linie va rămâne ceva foarte consistent acolo, care ne va face să fim mulțumitori și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne s-a întâmplat în viață. Așadar, acest al doilea nivel, am zis, prin formarea intelectuală, prin adaosul de cunoștințe, dar și prin adaosul de experiență de viață. Și acum merg încă un pas mai departe, tot la acest nivel, și aș zice că înțelepciunea înseamnă, mai ales, inteligența aceasta, verificată prin experiență și pusă în slujba binelui. Oricât am fi de inteligență în această lume, oricât de multe cunoștințe și de cât de bine ne-am plasat din această perspectivă și nu numai, într-o ierarhie socială, dacă ceea ce suntem și ceea ce am dobândit nu așezăm în slujba binelui, nu e mare lucru. Și vă mărturisesc că eu nu cred nici într-o nemurire culturală și nu cred nici într-o nemurire edilitară, ci cred doar într-o nemurire în sensul acesta în care le punem tot ceea ce suntem pe noi înșine și tot ceea ce suntem în slujba binelui și nu un bine impersonal, ci un bine întrupat în Evanghelie, în persoana lui Hristos și în Evanghelia pe care El ne-o pune la îndemână. Aminte, oricât de importanță am fi sau am fi fost în lumea aceasta, la un moment dat, istoria ne va lăsa deoparte. Însă, în momentul în care tot ceea ce suntem noi punem în slujba adevărului Hristos, în slujba Evangheliei, în slujba binelui descris prin Evanghelie care se vede în viața noastră, atunci binele acesta și, în consecință, ceea ce noi suntem rămâne și capătă acest caracter al nemuririi, care ne face să nu fim doar nostalgici la trecerea timpului, ci să avem și sentimentul împlinirii timpului. Împlinirii timpului sau transformării timpului în ceea ce, în înțelepciunea noastră românească, numim vreme. Nu? Timpul fuge, se grăbește, vremea stă și vremuiește. Când timpul acesta este subordonat lucrării binelui, care este Hristos, atunci timpul se transformă în vreme și se transformă în vreme în sensul acesta. Că avem tihnă, avem mulțumire din ceea ce facem și nu trăim sentimentul acesta al stingerii treptate, care vine deodată cu creșterea în vârstă, ci se trăim mai degrabă sentimentul împlinirii. Pentru că timpul este un răstimp. Este o perioadă pe care ne-a dat-o Dumnezeu pe care să ne exersăm în sensul acesta și de ce nu? Da, să ne înveșnicim. Să ne înveșnicim prin faptul că ne alimentăm din ceea ce înseamnă Hristos viața în sensul acesta a unei slujiri, a inteligenței noastre și a ceea ce suntem binelui întrupat, care este Hristos și, ziceam, Evanghelia Lui practicată în viața de zi cu zi. Și acum vine și cel de-al treilea nivel. Am zis, creștem cu vârsta, creștem cu înțelepciunea și creștem în Harul lui Dumnezeu. Este cel indicat de Evanghelistul Luca, cel de-al treilea nivel. Cum creștem în Harul lui Dumnezeu? Dincolo de ceea ce suntem noi, și aici e prima înțelegere, dincolo de ceea ce suntem noi, să ne aducem aminte că dacă suntem ceva, acest lucru se întâmplă datorită Harului lui Dumnezeu care lucrează în noi. Nu eu, nu prin ceea ce sunt eu, ci prin ceea ce Dumnezeu lucrează în mine, prin Harul pe care l-a așezat în mine și pe care mi-l dă zi de zi, în așa fel încât ceea ce vreau eu să pot și să se transforme în lucrare. Este de la un capăt la altul conștiința cu care se prezintă Sfântul Apostol Pavel, că dacă este ceva în această lucrare a lumii, în această misiune pe care a primit-o de la Dumnezeu, este dar datorită Harului pe care Dumnezeu l-a pus în el. Și zice el, trăind acest sentiment de smerenie, ziceam, în Duhul cel mai firesc al sărbătorii și de astăzi, în continuitatea Crăciunului, că Harul se desăvârșește în slăbiciune. Adică în ceea ce suntem noi cu toate ale noastre și nu în presupusele noastre virtuți, inteligențe sau poziționări sociale pe care viața ni le poate aduce la un moment dat sau altul în viața noastră. Așadar, primul înțeles al celui de-al treilea nivel este tocmai acesta.
Dacă suntem ceva și dacă reușim ceva în această lume, se datorează mai ales lucrării Harului care transformă voința noastră bună, ne dăjduim să fie bună, într-o lucrare în consecință. Iar cel de-al doilea nivel al înțelegerii acestei creșteri în Har, aș zice sub chipul acesta. Dacă reușim să facem câte ceva bun, asta înseamnă că dăm dovadă de prezența lui Hristos în lăuntrul nostru. Și aici capătă acest sens misionar, să spunem. Viața noastră sub chipul acesta misionar. Și o să leg acest ultim moment de cea de-a doua semnificație a sărbătorii, sau de-a treia semnificație a sărbătorii de astăzi, și anume Sfântul Vasile cel Mare, sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Într-una din stihirile de la Decembrie, se spunea despre el așa, că în lăuntrul său s-a odihnit Domnul. În lăuntrul său s-a odihnit Domnul. Și această exprimare mi se pare că poate să dea semn vizibil și consistent în ceea ce privește această lucrare a Harului în lăuntrul său și, zic, extins în lăuntrul nostru. Când Domnul reușește să se odihnească în lăuntrul nostru, atunci această lucrare a Harului se face vizibilă. Și cei care stau în jurul nostru, văzându-ne pe noi, vor trage această concluzie și vor da ei înșiși mărturie despre ce înseamnă lucrarea Harului în lăuntrul nostru. Hristos se odihnește în lăuntrul nostru. Și paradoxal, când Hristos se odihnește în lăuntrul nostru, noi suntem cei care ne odihnim. Hristos capătă locaș, își găsește locaș, sălaș în lăuntrul nostru și în felul acesta noi ne odihnim de prezența Lui. Și când noi ne odihnim de prezența Lui, avem o privire sănătoasă, obiectivă, atât asupra trecutului, cât și asupra viitorului. Cu nostalgii specifice în ceea ce privește trecutul, dar și cu dorința de a îndrepta ceea ce n-am făcut bine sau ceea ce puteam să facem bine și n-am făcut, a adăuga, dar în același timp și cu o privire luminoasă și încrezătoare înspre ceea ce urmează, spre ceea ce ne dă Dumnezeu, noul an care se deschide acum. Și dacă este vorba de anul nou, și cred că aceasta este și urarea pe care vă fac dumneavoastră, gândindu-mă la toți cei care suntem prezenți astăzi la Sfânta Liturghie, că dacă este să primim un dar deosebit în această zi, socotesc că acesta este cel mai mare dar. Hristos să se poată odihni în lăuntrul nostru. Iar dacă Hristos se odihnește în lăuntrul nostru, să fim încrezători, că atunci și noi înșine vom dobândi odihne. Și așa cum este în terminologia noastră românească foarte frumos exprimat, această odihnă se vede sub chipul acesta al tihnei, așa spunem noi. Tihnă care vine de pe urma unei munci serioase și zicem acum munca pe care ne-am străduit să o facem în anul pe care l-am încheiat, dar în același timp cu privire luminoasă și încrezătoare și înspre ceea ce Dumnezeu ne pune la îndemână de acum încolo. Așadar, privim luminoși, încrezători în darul lui Hristos pe care ne-l face în acest nou an și nădăjduim și îl rugăm ca să ne însoțească și să ne inspire și să ne dea tot ceea ce avem nevoie pentru ca anul care urmează să fie spornic, zic, în cele materiale care ne sunt la îndemână, dar mai ales în cele duhovnicești. La mulți ani tuturor!